Echipa masculină a clubului nostru a cucerit un nou titlu de campioană națională la seniori. În ultimul meci din acest sezon, elevii lui Andrei Filimon au trecut fără probleme de CSS Odorheiul Secuiesc, scor 3-0. Păi este al cincilea titlu consecutiv. Să sperăm că nu o să fie ultimul. A fost destul de clar. Adică avem, cred că, cea mai valoroasă echipă la ora actuală din România. Cel mai tânăr component al echipei roșialbastre este Tudor Săftoiu, care la doar 12 ani a cucerit în premieră un titlu național la seniori. E primul tău titlu cu Steaua? Acesta este primul la seniori. Am reușit să mă integrez în echipa Selei de seniori campionatul acesta, dar am mai și câștigat două titluri cu Steaua la categoria U13. Ce înseamnă acest titlu la seniori pentru tine? Este o realizare foarte mare, fiind copil, este o experiență de viață, zic eu. Să știi că ești în echipă cu Darius Movilă și cu Andrei Strate, nu este foarte ușor să ajungi aici. Cu 20 de ani în plus față de Tudor, Hunor Soci este cel mai experimentat jucător al Stelei. Da, a fost foarte important. Mă bucur mult că am reușit să câștigăm. Știam de la început că suntem favoriți, trebuia să ne focusăm, să fim cu capul pe umeri, să luptăm meci de meci. Am reușit chiar să nu pierdem niciun meci sezonul ăsta. Cum am zis tot timpul, tricou de la Steaua este mai greu decât orice alt tricou. Este foarte frumos și cred că este al cincilea titlu consecutiv și sperăm să continuăm în felul ăsta și anii următori. Alături de Tudor Săftoiu și Hunor Soci, echipa Stelei i-a mai avut în componență pe Andrei Istrate, Darius Movileanu și pe Eric Chiracheș, ultimul de doar 14 ani.